Aceste fapte sunt sancțiuni aplicate în baza hotărârii de guvern numărul 857 din 2011 pentru nerespectarea de către persoane fizice suspecți și convalescenți de boli transmisibile cu contact și purtători sănătoși de germen patogen a măsurilor stabilite în scopul prevenirii și combaterii bolilor transmisibile și vă comunic că se sancționează cu o amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 de lei la 30.000 de lei pentru persoane juridice. La Suceava, o persoană care a declarat la intrarea în țară că se va autoizola la domiciliu, însă până în acest moment nu a ajuns la locul indicat și a fost găsit la domiciliu socrului său. De asemenea, am informat DSP-ul. Am dispus următoarele măsuri. Identificarea comunităților de pe raza de competență ai căror cetățeni sunt cunoscuți că își desfășoară activități în Italia în vederea monitorizării fluxului de persoane care se întorc în țară din zona afectată. Informarea cetățenilor cu privire la riscurile la care se supun, cât și cu privire la riscurile la care supun alte persoane, în momentul în care nu respectă măsurile instituite de către autoritățile de sănătate publică, respectiv instituirea carantinei sau a izolării.